Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Din nou suntem la Stupină. Am venit într-un control, așa, să spunem, de câteva minute, să încerc să constat niște lucruri. Adică o oră, două, să zicem, minute, nu-i bine spus. O oră, două, sfârșit. Ce anume am vrut să fac? Am vrut să văd dacă ceea ce făcusem acum vreo săptămână, rănirea pe care am făcut-o, să văd în ce stadiu se află. Iată, ce spectaculos este, ce minunat este să constatăm că aici, bunoară, în folia dublă pusă în mere cristalizată, aici a fost trasă complet, aici mai avem un pic, iată, albina circulă din capătul acela, da? Circulă frumos și intră, ajunge aici și o va termina și în curând. Da? Deci, fără să deranjăm familia, fără, pur și simplu, facem acest lucru, constatăm ce s-a întâmplat. Da? Mai avem și rama aceea lateral, dragilor. Deci avem o ramă lateral. Hai ca să nu deranjez aici, că n-are rost. Lateral, lângă rame, se află diafragma aceea, pe care v-am spus că i-am făcut un ochișor de 2 cm pe 2, așa să zicem, și pe acolo ea trage și de pe ramă. Când se încălzește și ea poate să tragă, vine și o trage și de pe ramă. Deci, vedeți, acesta este lucru minunat care se întâmplă la Biostop. Nu vă mai arăt și în spate, câte vreme am și diafragma aici, înseamnă că și aici am albinit, a ieșit totuși, a găsit pe ea spațiu și a ieșit. Deci se încălzesc toate trei, minim consum de mâncare, da, pentru producerea căldurii, iar în momentul în care încep măcile să ouă, atunci căldura de 30 de grade, de care am nevoie, 30 ceva de grade, va fi ușor obținută, pentru că ele stau una lângă alta, da? Nu va trebui să facă un consum imens, puternic, ca să-ți dea drumul. Ce să vă spun? Este clar avantajul acestui Biostop. Cum ați văzut în filmulețul acela, care când intrați la Prof Online, vedeți și Prof Online prezintă proiectele primului ministru, cred că sunt șanse să putem ajunge și să obțin, chiar insistă foarte tare prim-ministru, spunând, de ce nu mergi la Irimescu? De ce nu mergi la Irimescu? Deci voi care vedeți filmulețul, vă dați seama, auziți exact ce spune prim-ministru Cioloș. Voi ajunge cât de curând acolo și sper să obținem niște facilități încât să putem trece cu ușurință la acest model de stup. Suntem la iernat, deci nu trebuie să mai insist ca să vă spun avantajele mari pe care le avem cu acest Biostop la iernat. Acum am să trec să acopăr partea asta ca să trec și la un altul, să vă arăt încă ceva. Un lucru pe care l-am gândit și în legătură cu care au apărut și fel de discuții, am venit în iarna asta și cu varianta aceea în care să nu mai pun am și așa și așa. Da? Cam jumătate sunt cu 3, alții numai cu 2. Ăsta cu 2, iată, constatăm clar. Ghemul s-a format nu acolo la diafragmă, ghemul s-a format un pic mai încoace. Am pus eu o mere cristalizată, dar nu a ajuns albina. De ce? Că ea nu-i cu nasul acolo, nu a ajuns. Aici este partea goală, deci nu s-a lipit de diafragmă. Dar nu s-a lipit, pentru că nu are pe cealaltă în spate ca să facă căldura și așa. Atunci am zis, hai să-i dau partea asaltă drumul. Probabil că încă n-a reușit, una, două albinuțe văd că a ieșit. Sau ori fi fost omorit atunci când am făcut eu, când am pus. Dar uitați ce fac acum. De aia vă spun. Sunt șanse foarte mari să facem tot felul de lucruri. Acum numai cât cutez mai bine partea asta. Și am să pun aici câteva bucăți de polistiren ca să mi-l țin ridicat. Da? Și veți vedea cum pornește foarte repede aici. Da? Deci țin asta ca folie să nu se lipească. Uitați așa, câteva albinuțe au și simțit
și le vor urca și vor veni aici. Mă gândeam să tai folia, pur și simplu să o tai, dar nu, n-am să fac așa. Deci există și varianta să o pișcăm acolo într-un loc. Da? Mă gândesc la varianta asta. Cred că e mai bun totuși. Totuși, altfel este situația în care vinem aici, este chiar deasupra. Doar... Da, ia uitați, am să fac așa. Lasă asta un pic camera ca să pot tăia. Deci tai folia. Ia să vedem cum facem. Așa, o să încerc să obțin o fantă în folia de jos, de pe calbina să circule pe aici. Fac un ochișor. Trebuie să iau un cutter de la să se taie mai bine. Da, atât am făcut, dragilor. Da, iată. Ia acum. Iată cum am făcut-o. Deci am făcut o fantă aici foarte aproape deasupra ghemului. Albinuța va ieși și se va apuca de tras această mierea pe care am pus-o aici. Da, am și rezolvat-o. Deci asta am rezolvat. Nu am deranjat, nu nimic. Am venit, am făcut chestiunea asta și mergem mai departe. Uitați așa. Și la asta trebuie să-i fac aceeași poveste. Deci merg pe aceeași idee. O să fac o fantă aici și albinuța cu siguranță va veni îndată. Uitați că și a început. Da? Așa a început să ajungă. Se va întoarce înapoi pe fanta aceea și lucrurile să meargă cât se poate de bine. Trebuie să fac totuși până la capăt, că s-ar putea să o ia tocmai până în margine. Da? Să nu fie lipită, că albina se poate circula, se poate duce, că nu toată se va duce pe fanta aceea, o parte se va duce în stânga, în dreapta și va trebui să ajungă în capăt acolo. Deci așa o să fac. Da. Ca să nu o oblig să ducă pe în exterior, acolo nu-i căldură și poate să moară. Deci o să fac să se ducă tocmai la capăt. Da. Deci vedeți, găsim soluții. Câte vreme înțelegeți varianta de lucru cu folie dublă, nu aveți decât de câștigat. Da? Deci avem numai de câștigat în condițiile astea. Da, observați, a și ieșit albinuța și încearcă să ciugulească. Eu am să-i fac până la capăt să stea folia, să nu se lipească încât ea se poată să ducă până în capăt, să ducă și pe partea cealaltă. Așa, dar hrănirea în folie dublă prezintă o șansă imensă pentru trecerea cu bine a iernii. În primul rând, eu vizionez stadiul, văd exact ce se întâmplă, fără să deranjez familia. Am luat capacul, m-am uitat și văd exact. Da? Spuneam că acolo în filmulețul acela vedeți scrie așa, cu roșu, parcă Prof Online prezintă primului ministru cele două proiecte, atât cu matematica cât și cu apicultura. Sigur, amândouă vă interesează, că fiecare aveți copii, aveți nepoți. Ceea ce fac acum la matematică este un lucru rar întâlnit, în sensul că mă ocup foarte tare cu tema pentru a doua zi. Vedeți acolo lecțiile mele. Dacă intrați la Prof Online și intrați la video matematică, acolo vedeți acum vreo 800 și vreo 20 de lecții, 820 de lecții, în care veți vedea că prezint dintr-o altă perspectivă matematică. Lecțiile de matematică, filmele pe care le fac eu cu tema pentru a doua zi, au altceva de spus. Mă urmăresc foarte mult latura creativă a dezvoltarea copilului, pentru că, dragilor, așa asta este complet neglijată în școală. Există un stres nemaipomenit,
în toate familiile, în majoritatea familiilor care au copii, pentru că îți spun, nu înțeleg matematica. Ei bine, eu am reușit să o prezint într-un mod atractiv, explicând fiecare lucru. Nu încerc niciodată să arunc niște formule, așa cum se întâmplă deseori la școală, înveți formula azi, înveți și mâine uiți. Nu, dintr-o altă perspectivă. De fapt, inventatorul din mine s-a trezit în haina asta, a îmbrăcat haina asta datorită matematicii, pentru că tot timpul lecțiile mele au fost altceva. Deci l-am făcut cu dintr-o altă perspectivă. Așa se face că președintele acesta Societății Inventatorilor din România m-a descoperit și îmi spunea, zice, bine, domn profesor, știți, noi avem o mare dificultate așa, încercând să dezvoltăm apetitul ăsta pentru cercetare, pentru invenții, pentru... Îi găsim pe tinerii care ajung la noi la facultăți, în treapta ultimă care ajung, fără nicio inițiativă în direcția asta. Ei nu au dezvoltat mai de timpuriu apetitul și e foarte greu. Dacă nu ai spiritul ăsta de a născoci, de a inventa, de a te uita în locuri pe care alții, lângă care alții trec cu nepăsare, deci dacă nu ai de timpuriu, nu faci nimic mai târziu. Ai tendința să gândească altceva pentru tine. Adică ești un roboțel. Tu, cineva să-ți dea de lucru și tu execuți acele mișcări, dar fără să îți propui tu să înțelegi câte ceva, să inventezi, să faci un lucru care nu e făcut de alții. E bine, în clipa asta am bucuria să vă spun că în lecțiile mele, acele care le vedeți acolo afișate, fac transmisiuni în direct prin Prof Online TV, în lecțiile acelea, dragilor, dezvolt această latură ascunsă în fiecare dintre noi, aceea inventivității, a creativității. Deci lecțiile pe asta se bazează. Și atunci spunea profesorul respectiv de la Iași, zice, dumneavoastră faceți lucruri nemaipomenit, pentru că antrenamentul ăsta pornit de timpuriu îl va duce pe tânăr în postura aceea în care, iată, și dumneavoastră ați ajuns acel care ați inventat modelul de sub. Pentru că, într-adevăr, e o ciudățenie așa dacă te gândești. Cum ai profesor de matematică să ajungă să inventeze un model de stup, să facă o chestie, să producă această revoluție în tehnologia apicolă? De unde, cum? Când noi suntem în institut de cercetări, din tată în fiu, profesori universitari care predau apicultura și așa mai departe. Dar, dragilor, a rândul Dumnezeu să se întâmple asta, pentru că chiar din totdeauna eu am făcut altceva despre matematică. Da? Și atunci omul nu creează în momentele când totul îi merge foarte bine, ci în momentele de suferință. Vă spuneam când am pierdut stupina 60 de familie atunci cu varoa, am umblat și tot m-am căsnit până când ideea a posit la mine. Acum am să vă arăt exact cum s-a întâmplat, cum a apărut ideea în sine. Noi iernăm aici, voi v-am mai arătat, nu? În această magazin, am prins zborul de curățire, am ieșit cu stupina afară și acum, sigur, este important ca masa de aer să nu se schimbe continuu. Deci curenții, atenție, asta este lucru important pe timpul iernii, pentru că în condițiile în care se întâmplă asta, atunci e o problemă complicată. Deci, dragilor, primul model de stup a fost ăsta. De fapt, eu lucram la vagon cu stupul acesta, hai să spun, de 12 pe 12, pătrat. Și tare supărat am fost când am avut pierderea aceea. Și atunci mergeam cu ramba pe lângă stup și plângeam, cu adevărat plângeam de durere că am așa o pierdere. Și spuneam, Doamne, dacă rama asta clăditoare aș pune undeva afară. Și atunci a apărut ideea să iau partea asta. Închipuiți-vă cum ar fi partea asta de aici, am de la una din părți, și să tot tai în două cu fundul, l-am tăiat, am gândit eu așa acolo în sfârșit și am înădit. Vedeți? Am înădit pur și simplu partea aceea și am construit biostupul. M-am gândit să fie și antivaroa, că tot fac o treabă, de ce am făcut și talpa asta cu fundul acela. Da, e primul biostup așa văzut
din punctul acela de vedere al meu, la momentul acela. Ei, sigur, lucrurile au evoluat din aproape în aproape. Voi știți că am trecut prin mai multe etape și așa cum îl vedeți în clipa asta, la performanța care, despre care nu mai putem comenta. Acesta este biostucul, nu? În momentul de față este un model ăsta pastoral staționar cu posibilități de să spunem, de manevră, de rezolvarea multor probleme cu care te confrunți la un moment dat. Aici este echipat complet, cu roiniță, cu cele trei colectoare de polen, m-am mintit foarte bine. De aceea spun și o repet, are un viitor minunat, aș spune așa, biostupul, în condițiile în care vom putea atrage atenția și cei de la guvernare vor înțelege că merită să subvenționeze acest biostup, încât să aibă acces mai multă lume la biostup. Păi ce vreți mai mult? Deci e vorba de colectarea polenului, nu? Care e o sursă minunată de care voi acum nu puteți beneficia în stupul tradițional. Colectorul de polen este cel care este în interior, îl știți foarte bine, nu? Așa, deci și reglăm funcție de cât dorim noi, ca să meargă o parte din albină, să meargă în interior. Deci am mai arătat și altă dată, voi fac și filmulețul ăsta. Hai să vedem și capul ăsta. Așa. Deci, dragilor, este minunat, minunat așa cum poți să-ți reglezi cantitatea de polen în funcție de cum dorești tu. Da? Deci nu mai avem blocaj de polen cu polen în primăvara. Pentru că eu, în funcție de cât îmi doresc eu, trag mai mult sau mai puțin. Un pic mai mult albine va urca pe aici. Da? Deci mai mult albine va urca și va intra în stup cu polen, dacă las fanta mai mare. Dacă o micșorez, atunci și mai puțin albine, da? Dacă e așa, mai puțin albine. Și îmi dau seama foarte repede de cantitatea de polen. Când în primăvară se întâmplă să ai câte două, trei rame blocate, parcă nu ți-e chiar la îndemână. Ea va lua măsura să nu mai care polen, însă găsindu-se primăvara, fiind într-o alertă maximă, pentru că nu creștem foarte, se crește foarte mult puieta atunci primăvara, are tendința de a bloca cuibul cu păstură, cu polen. Da? Ei, eu vă spun că nu mai ajungem acolo, pentru că tot îl luăm, ținem așa să fie o jumătate de ramă acolo ca rezervă, de polen și o parte din polen îl colectăm. Și dacă cât ele au mai mare nevoie, cu atât vor scoate mai mult albină la colectarea la cărat polen. Și așa o cantitate foarte bună de polen putem aduna. Polenul congelat și iată că te trezești cu sursa asta de proteină în familie care se asigură. Nu, aici e grila, o știți foarte bine. Matca nu mai albina nu mai crește celulii de trântori, deci totul, rama este, uitați-o, perfectă, numai cu celulele de albină, deci numai cu celulele de albină. Nu mai avem problema aceea complicată să ne strice rama. Când ai pus rama la crescut, până sus, numai cu celulele de, albinuță, de, da, celulele drepte pentru puiet. Știți bine că și în coroniță găsim de cele mai multe ori celule stricate, puțin oblici, dar acolo nu mai trântor se bagă. Deci am așa să bucur să vă spun că tehnologia aceasta se va instala cu siguranță. Există și rezistența asta a multor la nou, dar dacă reușim să apară subvenție, să mergem cu subvenție la construcția stupului, a biostupului acesta, atunci lucrurile vor fi mai simple și pentru voi.
Eu visez, asta este, nicio clipă n-am renunțat să visez, pentru că asta este marea calitate a celor care inventează, tot timpul visează la tot felul de lucruri. Eu visez la momentul acela când vom trece în toată apicultura din țară, vom trece numai pe biostup, iar voi acasă, acolo, veți dezvolta baza meliferă plantând salcâmi, tei, ce vă interesează pe voi, plante melifere. Deci vă extindeți baza meliferă și exploatăm la maxim potențialul melifer al țării. Iar după cum simt, se va întâmpla ca tu să stai acasă, produci, ajungi să ai aceste produse bio, pentru că ținem sub control foarte bine tot ce înseamnă evoluția varroa. Am prin filmele cele prezentate toate problemele celea. Înmulțirea este spectaculoasă. V-am mai povestit parcă de un tânăr de la șeful de post de la Helegiu, de lângă Onești, de aici. A plecat anul trecut cu 9 și a ajuns în toamnă cu 60. Deci l-a întins de la nebunit. Eu chiar îi spuneam, măi Costică, m-ai depășit cu mult, pentru că eu n-am ajuns la ritmul ăsta de mulțirii. Dar oricum zic, sunt încântat. El venise să-l ajut cu niște miere, pentru că avea o problemă acum. Nu mai avea miere, vă dați seama. Dacă l-am mulțit așa, cine să mai și aducă? Nevoile de mulțire au fost, adică de creșterea puietului au fost maxime. Așa că l-am ajutat repede cu miere cristalizate, pentru că performanța lui trebuia respectată și eu nu stau pe gânduri în astfel de situații. Așa, dragilor, vă spuneam că facilitățile sunt foarte multe. Acum, la iernat cu Viorel, am clarificat și treaba asta, anume ce am clarificat, să vă spun. Deci poți să-ți organizezi ăsta, și făcut asta, tânărul ăsta de la Helegiu. Deci, domnul profesor, mă duc cu 4 sau 5 într-un la iernat. Deci n-ar vreau să stau cu lăzile așa, ele sunt pe 3 rame, 2-3 rame, zici, și dacă nu, le înghesui foarte bine, că acum, zici, am stupul ăsta, în care în față pot să împart în 3, da? Deci am o diafragmă aici și una în partea asta, centrată, față de cea de pe mijloc, mai avem încă două stânga-dreapta. Deci două încă stânga-dreapta, vă rog să le observați. Și atunci, zici, eu pun 3 în față și 2 în spate, pe astea două le scot pe urninișul ăsta lateral. Cum ați făcut dumneavoastră, în primul, atunci când ați iernat 5 într-unul, le scot pe aici, bag o șipuliță până ajung în diafragmă, deci mă duc așa până în diafragmă, și o dau în două aici, pun ceva aici, cum de asta a spus, o folie, pun și o bucățică ca să fie despărțit urninișul ăsta în două. Celălalt, al treilea, scot pe rampa asta de zbor, pe al patrulea scot aici, pe rampa de zbor, și pe al cincilea îl scot prin ochiul ăsta micuț, da? Deci i-am spus, băi, sigur că în felul ăsta ai mers stupul plin cu albină și se încălzesc foarte bine unul de la altul și o treabă deșteaptă. Deci, e important să salvezi măcile. Dacă tu în primăvară ajungi cu măcile pe la iarbă verde și ai pierderi cât se poate de mici, dacă s-ar putea niciuna, și ca nu să urmăresc asta, atunci lucrurile sunt cât se poate de interesante. Deci spuneam, la iernare, la mulțire, la cules, dacă problemele sunt înțelese și tehnologia a impris-o, nu, tu înainte de cules, ai pus caturile, așa, și să ne închipuim că ai obținut înainte de culesul de tei, să zici așa, că ai și deja mătcuțe făcute la salcâm. Și acum matca de aici ți-a populat, ăsta e foarte bine populat roiul de aici, așa. Și atunci albina de aici, da? Albina de roiul ăsta, ai închis rampa de zbor, dragule, da? De aici, și se ridică un pic, atât de un centimetru, diafragma, deci diafragma se ridică în centimetru, încât albina va trece pe dedesubt.
Deci albina va circula de desubt și ai băgat toată albina de aici în, în față, da? Deci ai băgat albina din spate, tocmai aici. În felul ăsta ai reușit o chestie nemaipomenită, faptul că ai băgat albina cu legătoare în zona asta. Vei spune, păi da, bâzi eu leacă albina în partea asta și îți duci în partea asta, da? E tot aici în față, asează și se duce neculeț fără nicio problemă. Ei, închipuiți că odată băgată și albina asta în surplus, ea deja are tendința să scoate de aici cât se poate albină tânără, când vine un cules, se scoate masiv la câmp, dar când tu îi mai vin și cu ceva ajutător, cu albina din partea cealaltă, ăsta se duce ca trenul. Deci, performanță foarte bună pentru a exploata culesul care apare la momentul respectiv. Da? Deci ai un cules bun, ai băgat albină, ai scos chinești la treabă, faci treabă cât cuprinde. Aici însă stă tot timpul, da? Deci rama creditoare stă tot timpul aici. Da? Și eu, ca și înainte, doar atâta s-a schimbat. Am închis rampa de zbor, dragilor, de aici. Am ridicat un pic și am pus-o de un centimetru până aici de sub o bățică de scândurică de un centimetru, încât se poate trece albina și totul s-a rezolvat. Merge perfect, n-am deranjat aici, nu mă frământ deloc, doar văd cum caturile mi se umplă, să zicem, un cad de ăsta de 12, nu exagerez, dar în două zile jumate, trei maxim, când îi cules în plin, când îi vârf, acest cad se umple cu ajutorul albin din partea cealaltă. Știu ce spun apicultorii, înțeleg foarte bine chestia asta. Ai schimbat pe urmă catul ăsta cu celălaltul, adică pe ăsta îl pui care e plin deasupra, pe altul gol între, și ai creat un moment de panică și se scoate și mai masiv albina nebunită, că a apărut spațiul la gol între cuib și partea de sus, imediat și partea cu miere de sus. Deci se dezvoltă, se stimulează foarte bine culesul. Vedeți, performanțe pe loc le faci, jocul ăsta pe care l-ai la dispoziție. Nu mai spun în roiniță, deja aici ți-ai dat drumul și aici la creșterea unui mătcuțe, poate chiar o lai și pe ea, Între timp, dacă asta s-a umplut, vii și îți iei roiul de aici cu cele 4-5 rame și aici vii din nou și plantezi iarăși o botcă, îi dai drumul și se perechează matca, iar e independență aici și acela ți-l dezvolți o parte. Deci, de aceea să obțin producții maxime, producție maximă de ceară, producție maximă de miere și, nu uita, și mulțire foarte bună, foarte bună. Dacă pe vară ești chipzuit, aici poți să faci cel puțin 2 roi, nu? Cel puțin 2 sau chiar 3 poți să împerechezi aici mătcuțe. Nu mai te întinzi pe toată suprafața când te duci acolo cu tuferițe, nuclee. Tu ai aici totul. Totul este pregătit la dispoziția ta. Fiecare stup, biostup, are posibilitatea să se adapteze nevoilor concrete pentru mulțire, pentru producție, pentru, iată, acum la iernat. Deci este spectaculos. Ca să înțelegeți foarte bine, înseamnă așa. După ce acum se dezvoltă, îi rămân cu o singură matcă, nu? Încerc să-l dezvolt foarte bine și de acolo încep să fac, uite, o ramă de aici, pun o ramă aici cu puiet în partea de jos, iar și îmi izolez când am niște boci gata pregătite în altă parte. Deci știți, creșterea, înmulțirea, asta e, așa e brevetul meu, înmulțirea dirijată și tratamentul împotriva varoa, da? Mulțirea dirijată și tratamentul natural împotriva varoa. Așa sună proiectul pe care, brevetul pe care l-am. Așa că nu-s vorbe, ci sunt fapte. În timpul ăsta colectăm polenul. Deci, vedeți, sunt șanse foarte mari să devenim o țară exportatoare de produse apicole în cantități industriale, adică cantități mari și de calitate, pentru că avem biostupul, avem
avem această minune care se cheamă Gheostucul și care ne permite să ne dezvoltăm cum dorim noi. M-a sunat cineva din Germania și îmi spunea că în Germania, povestea respectivă, era român care, mă rog, stătea în Germania și spunea, zici, domn profesor, nu știu dacă realizați, dar dumneavoastră vă scriți într-o linie foarte interesantă în ceea ce înseamnă salvarea albinei, hai să zic așa, pentru că există o tendință continuă de descreștere a efectivului de albine, de a familiilor de albine la nivel mondial, datorită multor schimbări condițiilor de mediu și așa mai departe, dar acolo cât se reușește, dacă avem o înmulțire accelerată și bună, echilibrăm cât de cât pierderile care se apar. Deci, Bio-Stupă dumneavoastră scris în linia asta. Dragilor, vă mai spun că Bio-Stupă a ajuns peste tot fizic în Europa. Acum ne luptăm cu o problemă și anume, iată, în Suedia cineva m-a sunat și îmi spunea că iau dimensiuni ramei sau alte dimensiuni la ramă și atunci am vorbit cu Viorel și am reușit să facem o ladă pentru ei, după rama lor. Că dacă au sistemul respectiv, nu putem să facem asta. Așa că, iată un telefon, o să mă duc când să-l văd, dar mai stau un pic de vorbă cu voi. Deci, și în Germania tot așa au apărut solicitări pentru modelul lor de ramă. Sperăm că într-un timp scurt să ajungem să atragem atenția cât de repede. Bucuria mea ar fi mare dacă chiar de anul ăsta, din primăvara asta, de la guvern s-ar înțelege că avem o șansă și pe voi, pe majoritatea, să vă putem ajuta prin ceea ce înseamnă subvenționarea lăzii. Eu vă spun că în aceste condiții, sper că primul ministru chiar să realizeze faptul că pe orizontal apar foarte multe locuri de muncă. Sigur, nu va mai fi construit într-un singur loc, probabil vor apare mai multe centre de construcția lui, pentru ca să rezolvăm problema transportului dintr-o zonă în alta și nici nu s-ar putea acoperi de unul singur de Viorel, cât ce capacitate să aibă el. Ei bine, am rezolvat, vă mai spun câteva, ca o noutate, am rezolvat și problema asta a biostupului de pe vagon. Da? O problemă importantă era asta, că nu puteam scoate albina lateral din buzunărel, nu se știe, modelul pastoral presupune două rampe de spor aici în față, este, dacă vreți, modelul pastoral, este modelul staționar de aici, îl știm pe ăsta, da? Cu două rampe de zbor, așa arată. Și tot ne-am frământat cu ce idee să avem, cum să scoatem din buzunărel. Și am găsit varianta, ca aici, să venim cu un gât de pet, da? Și albina să scoatem, dragilor, prin pe dedesubt, pentru vagon. Deci prin sertar, pe mijloc, venim cu un canal de scurgere a albinei, pe care o aducem pe aici prin gâtul de piet. Da? Gâtul de piet va fi, nu, cum vă închipuiți, un pic mai în exterior, încât albina care e stânga-dreapta se va duce pe acolo, iar cealaltă care e a celui din spate se va duce. Ei, să mai duci și o parte pe aici, dar mă bucur să-ți ducă și la, când e cules, mai duce albina așa aici, cu greutate, stânga-dreapta, dar e tot la mine acasă. Însă e important să mi se duc și în spate, ca să-mi crească matca, să întrețină puietul care l-am în spate. Iar funcții de capacitatea vagonului, în spate aici o să avem 2, 3 rame, 4 rame. Știți bine că la modelul acesta, la biostupul pastoral, avem numai 2 rame. Da? Numai 2 rame, că am gândit așa ca el să fie mai ușor. Ei, voi știți bine, aici am o diafragmă și aici va fi stă rama clăditoare, undeva aici stă rama clăditoare și mai am un spațiu pentru o ramă, punem diafragma cu cele două ochiuri și o scoatem
pe aici lateral pentru un gât de pet, a unui pet, scoatem albina din buzunarele sau ne împerechem practic o, de pe rama aceea, împerechem o matcă. Că asta este obiectivul, să împerechem o matcă. Deci el lucrează perfect, tehnologia merge perfect și împerechem și o matcă aici. Dar în condițiile în care vagonul îți permite, adică ai spațiu de manevră pe interior, aici vom avea 3 rame, 4 rame, după cum își propune fiecare să aibă acolo. Așa că Viorel este pregătit pentru variantele acestea cu biostupul și pentru vagon. Vă sfătui să vă uitați și la... Da, ideea este simplă, ați priceput-o. Deci buzunarul este funcție de cât ai tu spațiu acolo și cum gestionezi zona respectivă, din culoarul pe vagon. Și cum lucrez? Fie că lucrez cu două caturi și atunci va trebui probabil să tragi tot vagonul, toată lada în față și să lucrezi acolo pe culoar. Fie că lucrez numai cu un singur cat, dar cu un singur cat eu nu prea aș fi încântat să vă spun să faceți asta, pentru că un singur cat înseamnă o magazie cam mică. Și cum vă spuneam, în condiții de curez puternic, tu dai și de aici din spate, împingi albina din spate în față, ba, ea natural să împinge o parte din ea, că știți bine că Nicoles nu mai stă să intre pe gâtul de piet, ci se duce și în stânga și în dreapta. Și atunci se duce mult albină. Dar nu faci decât același lucru dacă cumva ai prea mult albină și aici simți nevoia să o mai erisești, să plece albina. Ai ridicat un pic ai ridicat diafragma cu două ochiuri, ai pus o bucățică de scândurică, o șurculiță acolo finuță ca să stea diafragma de un centimetru și acum albina se duce pe desubt, intră în vagon, intră în stupul de bază și se familiarizează și totul merge perfect. Matca nu este afectată pentru că matca rămâne în ramele ei și își lucrează, nu se duce ea pe jos să caute acolo, să iese, nici vorbă. Și atunci nu faci decât în perioada când ai nevoie de albină băgată băgată în interior. Adică să bagi albina tânără să iese pe partea asta și să intre mai mult în familie. Acum trebuie să înțelegi un lucru. Orice albină care vine și care trebuia să intre pe aici, pe gât și pe gâtul de piet, fiind aglomerat acolo, să ne închipuim, apoi el intră în partea asta. Și odată ce intră, imediat o descarcă aici. Nu mai așteaptă ea să ducă dincolo. Imediat o descărcat-o, așa se întâmplă și când îi cules disfură cineva albina de zbor, nu? S-a așezat pe direcția ta, ți-a luat albina, chiar vrea să ajungă cât mai repede acasă, să descarce și să plece. Asta e preocuparea ei. Așa că, vă spuneam, vești bune, semne bune anuare, pentru că ne batem cu gândul că voi meritați și merită țara asta și poporul ăsta să avem și o sursă de venit mai bună, pentru că trebuie să vă spun din experiența care o am, că se schimbă nivelul familiei respective, crește ca bunăstare, pentru că se vede din stradă cel care are stupi, se vede, repet, din stradă. Iar nu mai spun și starea de sănătate, pentru că ați văzut acum pe la televizor, produce să merge foarte tare, să tot fac și reclamă la apiterapie, la faptul că veninul ce bun este pentru etc., etc., pentru fluidizarea sângelui, pentru... Ei, bun, tu care ești acolo, copiii tăi, nepoții care stau pe acolo, prin prejur, vor fi înțepați de albină natural. Nu poți să întâmple ca să nu fie și înțepat de câte o albinuță. Ei, în condițiile acestea, deci ai stratometru. Numai produsele în sine, mierea, propolisul, căpăceala, păstura, polenul și toate celelalte care vă sunt,
Toate acestea contribuie la ridicarea nivelului de sănătate, la o stare de bine. Iar în condițiile astea și partea cealaltă cu plantații, cum vă spuneam, de salcâm, deci nu mai trebuie să te duci tu de la centru și spui, băi, plantează pirâpul asta și salcâm. Are el grijă, nu știi cum se ducă să planteze salcâm sau alți copaci meliferi. Am înțeles că sunt tot felul de copaci care au început să fie aclimatizați și să putem avea posibilitatea să-i valorificăm și noi din punct de vedere melifer. Pentru că, dragilor, avem un pământ bun și sărurile și tot ce înseamnă aici, să știți că mierea, calitatea mierei este influențată de tot ce înseamnă calitatea solului. Așa, dar încă avem un pământ bun și merită să valorificăm. Potențialul este imens al melifer al țării. Numai noi să știm să-l valorificăm. Așa că eu cred din toată ființa mea că a venit timpul să facem niște lucruri deosebite. Iar prietenii mei și ăștia care încă nu cred în potențialul acestui biostup, n-au decât să mai stea un pic pe gânduri și până să vină și ei. Cum spuneam odată la un târg apicol, nu-i nimic. Tu care ești așa, ai această tendință să critici continuu, să-ți dărâmi, tu vei fi ultimul care vei veni la tehnologia asta. Și nu-i nimic, tot vei veni vreodată. Pentru că este un bun al nostru, al tuturor și păcat. Câtă vreme... Deci eu nu viu cu modelul ăsta să împiedic, să nu văd și voi și cei care mergeți. Sunt câteva sute de stupini în țară acum, fără să exagerez. Foarte mulți sunt cei mulți începători care se îndrăgostesc pe zi ce trece și care descoperă de la bun început biostupul și spun, dom'le, merg pe el. Cum să nu? Avem și videomanuale, avem... Asta va fi încă o problemă pe care sper să o rezolv cât de repede, și anume să putem școala online, care se desfășoară în momentul de față, școala online să am posibilitatea să vă dau diploma aceea cu care voi să accesați fonduri europene. Da? Deci, practic, ce se întâmplă? Dați niște bani pe la niște școli de astea care sunt așa, nu învățați nimic, unde vă duceți, dați banii la tu și vă duceți și luați diploma. Dar are o relevanță? Este o pierdere de timp. Este, cum să spun, total ineficientă treaba asta. Ori dacă tu ai pachetele de DVD-uri acasă cu tehnologia asta și ai un întreg setul care prinde un an în apicol, apoi ce faci? Atunci când ai nevoie, te duci și studiezi filmele acelea. Uite, acum iarnă, n-ai altceva mai bun de făcut. Vezi, studiezi, încerci, iată, mai citești, vezi un film, mai înțelegi nu știu ce lucruri. Iar atunci când ai nevoie concret, ai filmul și îți faci lucrarea după ce ți se întâmplă în film. Că eu în film am spus, acum avem problema asta, iată cum o rezolvăm, iată o altă problemă, iată cum o rezolvăm. Da? Dar voi continua, pentru că observați, față de primele filme, tehnologia a evoluat, nu biostupul în sine. El l-am mai perfecționat, să spunem, din punct de vedere al execuției, dar scheletul rămâne același. Iată, lucru cu folie dublă. Păi, este spectaculos. Nu pot să vă spun decât să... cu ochiul liber să vede ce lucruri minunate se întâmplă când avem de-a face cu biostupul, nu? Și hrănirea asta în folie dublă, ce mare avantaje ți oferă, pentru că, iată aici, le-am lăsat deschise bilete de ele, m-am luat cu filmarea, da, m-am luat cu filmarea și ele s-au și luat cu ciugulitul. Da, iată filmul. Mă opresc aici, dragilor, la revedere, pe curând!